άλλο συνεργάτη, άστο. Εγώ με φάση απλά την αύριο το σκόπι του Άρε. Και το. Όσο τον πλαστήλινα, και ο φάτσε μου νοβάλ. Ακόμ, όντε πρέπει σε φάτσε μου πάρτε μαϊ μίκο. Και αίτσι, σε το ίμ. Trebuie să desfacem această parte care stă de acolo și să o ducem așa. A, da, acum vă ascum să faceți un craniu de dinozaur din plastic. Întoarcem cu fața cea mai groasă. Facem aici un mic deal. Și acum ne vedem părțile în plus, adică acestea. Le tăiem, pentru că o să avem nevoie de ele. Și acum le nivelăm partea aceasta. Gata. Acum, cu părțile astea în plus. Lăsați puțin să mă iau, că avem nevoie pentru dinții craniului. Gata. Le facem o bilă. Așa. Și le împărțim în 10 părți. Gata. Acum facem din părțile mici niște dinți și le punem pe partea mai mare, mai și mai groasă.
Am terminat o parte. Și acum o fac și pe alta de jos. Aproape am terminat. Gata. După ce i-am pus toți dinții, o să nivel ca să nu se vadă. Gata. Și da. Aici. Așa, și după, și când îi puneți dinții, o să stea așa. Dar noi trebuie să-l desfacem și să stea așa. După, luăm scobitoarea. O îl facem așa. Aici. Și facem o găurică mai mare pentru ochii, care ar sta acolo, de la craniu. Și două mai mici, pentru că dinozaurii au două găuri mai mici, ca să aibă craniul mai ușor, să se poată deplasa mai bine. Și încă două aici. Și acum luăm două bucăți de plastilină și le punem ca niște sprâncini.
Gata, acesta a fost și cranele dinozaur. Sper că vă place și că ați înțeles cum să-l faceți. Ne vedem data viitoare.